Bine v-am găsit, stimați telespectatori, invitatul meu, așa cum și vedeți din titlu, Călin Bota, deputat, de asemenea președinte PNL Maramureș. Baia Mare, mă iertați. Maramureș, aveți un nou, dar de fapt e vechiul de președinte al PNL Maramureș, președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, noastră la Baia Mare, tot reales. Da, bună seara. De două, trei săptămâni, nu? Sau? Din 2 iulie. 2 iulie. Bine ați venit. Bine v-am găsit. Noi am trecut și am scăpat relativ ieftin după nebunia asta cu ploile, cu inundațiile, dar totuși sunt anumite zone unde au fost afectate de căderile masive de ploi. E un semnal bun că deja s-au deblocat banii, aproape 2 milioane de euro vor veni spre Maramureș. 8,7 milioane de lei sunt alocați prin ultima hotărâre de guvern din fondul de rezervă aflat la dispoziția primului ministru. Deci undeva la 1.800.000. Dar sunt aici doar acoperirea efectelor calamităților din prima parte a acestui prim semestru anului 2021, urmând să fie evaluate și centralizate și efectele ultimelor fenomene meteorologice care au afectat cursurile râurilor, locuințele oamenilor, infrastructura ca urmare a inundațiilor care au fost provocate și a ploilor abundente. Aveți deja o imagine asupra, știu, pagubelor, nu? În general, da, din ce centralizează, se fac evaluările. În general, sunt afectate structurile drumurilor comunale, drumurilor județene, unde cursurile, viiturile, până la urmă, spală structura acestora la nivel bazal. Și acolo au mai fost lucrări de protecție? Inclusiv unde a fost lucrări de protecție, pentru că în anumite locuri, oricât te străduiești, nu reușești să închizi întregul Și atunci lucrează unde se termină. Apa își face totdeauna loc. Dacă am reușit să avem astfel de lucrări care să țină 100 de ani, ar fi foarte bine. Însă, vedeți dumneavoastră, de multe ori avem o locuință nouă, izolată perfect și în 2 ani de zile are probleme, apa da. Și la locuințe? Sunt multe locuințe afectate? Nu sunt foarte multe locuințe. Sunt în general drumuri comunale, sunt podețe, pentru că pe fiecare unitate administrativ-teritoriale sunt identificate acele obiective care fac obiectul compensațiilor care sunt acordate de către guvern. Noi avem 14 unități administrativ-teritoriale în Maramureș, plus județul Maramureș, care este principalul beneficiar, pentru că sunt 3-4 drumuri județene care au fost afectate de viitor. Avem la Budeș drumul 186, avem drumul 171E, avem drumul 188, avem la comuna Valea Chioarului, drumului comunal 63, și acolo e o sumă de circa 2 milioane și jumătate de lei care a fost alocată în vederea refacerii acelui tronson de drum comunal. Și sumele astea presupun doar refacerea drumului sau inclusiv cu lucrarea de protecție hidro? Refacerea drumului în starea inițială pe care care a avut-o înainte de producerea. Deci fără lucrările hidrotehnice neapărat. Sunt lucrările hidrotehnice, până la urmă sunt lucrări de investiții. Acestea sunt intervenții pentru refacerea drumurilor la starea inițială. E o chestiune tehnică aici pe care colegii din prefectură și colegii din administrațiile publice locale sunt în măsură să dea mai multe explicații. Deci cu alte cuvinte, sunt necesare investiții mari pentru a proteja, să spunem, infrastructura. Pe cursurile râurilor din România, unde există riscul de inundații, ar trebui bugetul pe 50 de ani al apelor române ca să pot să realizez în următorii 4 ani tot ceea ce e necesar pentru a menține cetățenii, infrastructura în condiții de siguranță relativă până la urmă, pentru că, vedeți dumneavoastră, dacă în Germania, atunci când au loc astfel de evenimente, sunt pagube colosale, nu ne putem permite să ne gândim că putem să combatem orice efecte pe care le poate genera o natură mai puțin prietenoasă cu noi. Sunt lucruri care atunci când apar trebuie să te repliești și să te așezi astfel încât să găsești răspunsuri post-eveniment. Însă trebuie să fim rațional și să încercăm să evităm pe cât posibil ca aceste efecte să fie marginale și maxime până la urmă. Până la urmă trebuie și să zicem, un inventar al și infrastructurii care se află în niște zone unde, chiar dacă, să zicem, ar fi voință de a se investi bani, probabil investiția ar costa atât de mult încât mai bine ai crea un nou drum, nu? Sunt drum care să evite, să spunem, cursul apei. Sunt astfel de situații. Nu mai vorbesc de case.
câte case în județul Maramureș sunt în lunca râurilor. Râurilor. Am fost acum câteva luni în Tăuții Măghereuși, în localitatea Băița, și am fost pe cursul apelor de acolo, unde s-au făcut lucrări de consolidare pe marginea râului, care, pe lângă care era și un drum de acces până la Ulmoasa și la Băița. Acolo, pentru foarte multe locuințe din zonă, cei de la Apele Române au spus: domnilor, dar casele astea nu trebuie să fie construite aici. Păi sunt construite acolo de 60 de ani. Nu putem să mutăm acum locuințele de acolo în altă chiar parte. Chiar vorbim cu cineva de la Ape și spunea, sunt cazuri unde fie se dorește o investiție, nu în momentul de față neapărat, s-a dorit investiție în protecția hidro, dar costurile ar fi fost de 100 de ori mai mari decât orice fel de relocare de casă de la A la Z la cheie, casa respectivă. Deci în multe locuri nu se justifică anumite investiții sau sunt imposibile. Sau sunt imposibile. Deci lucrurile acestea se pot realiza și trebuie să fie realizate acolo unde efectele calamităților sunt mult peste ceea ce înseamnă costurile de realizare a celor lucrări de investiții. E adevărat că e frumos să stai lângă malul râului sau malul pârâului sau în luncă, nu? Acolo e cel mai frumos și pământul e rodnic, să spunem, pentru agricultură, da. Aici trebuie să existe până la urmă și o minimă disciplină, nu? Și aici primăriile E periculos să stai și în zona de câmpie, pe cursul râului, e periculos să stai pe cursul unui pârâu, chiar și în zona de munte. Totul depinde de cantitatea de precipitații pe metru pătrat și probabilitatea de timp. Da, e o diferență în zona montană, în momentul în care vin viiturile, te duce. E o problemă. La câmpie, măcar poți să fii alarmat, adică ai timp să părăsești locuința, lucrurile sunt un pic mai simple. Da, sigur, sunt alocări de resurse bugetare care ne-am bucurat să nu fim nevoiți niciodată să le alocăm, pentru că, am mai spus-o de destule ori, m-aș bucura ca sistemul de sănătate, sistemul de intervenție pentru situații de urgență, și mă refer aici la pompieri, și inclusiv domnii de la poliție care trebuie să se ocupe de ordine publică și de siguranța cetățeanului, să putem să spunem că îi plătim degeaba. Asta ar însemna să trăim într-o societate în care acele evenimente pe care sunt chemați acești oameni să le rezolve și să ne asigure siguranța, să nu aibă loc. Din nefericire, au loc și astfel de evenimente și trebuie să fim pregătiți și să dăm răspunsul la aceste provocări cu resursele pe care le avem la dispoziție. Germania, dacă ați fost atent la subiectul, știu, marilor inundații de acolo, unde și-au pierdut și viața foarte mulți oameni și sunt și acum sute de oameni dispăruți, Marea Germania a avut probleme de alarmare a cetățenilor. Adică, în multe cazuri, oamenii nici n-au crezut în, știu, informațiile care veneau pe surse oficiale, n-au dat importanță, n-au reacționat. În anumite cazuri, alarmarea nu s-a produs. În zonele unde au ascultat oamenii și alarmele respective au funcționat, oamenii au părăsit locuințele respective și nu au fost pierderi de vieți omene. Și mai e un lucru, și Marea Germanie, nu, care are partea asta de hidrotehnică, mare parte pus, lucrurile sunt puse la punct cu 50, poate cu 100 de ani înainte, se vede foarte clar că în ultimul timp nu prea au făcut nici ei investiții în partea asta, să zicem, de stat, în partea de inclusiv de hidrotehnice, și spune cuvântul. Majoritatea erau tot așa în văi, în zone montoase și unde apele sunt foarte periculoase. Cum spuneam foarte și la început, poți să faci astfel de investiții, dar nu poți să eviți orice risc. Sunt riscuri care nu le poți evita sub nicio formă și care, sigur, au o probabilitate scăzută de se pot produce. Există această posibilitate și, până la urmă, am avut o dezbatere în Consiliul Local acum mulți ani, când se discuta despre utilizarea tehnologiilor pe bază de ceanuri în Baia Mare, și un profesor de la Universitatea Tehnică din Cluj, care analiza riscurile de producere a accidentelor, a spus: domnilor, niciun accident nu poate fi exclus că ar putea să se producă într-un proces tehnologic sau în oricare alt proces pe parcursul desfășurării activităților umane. Când era dezbaterea cu privire la locul unde se află instalația, exact, nu? Exact.
Nu există astfel de posibilitate. Orice e posibil. Da, apropo, doar astăzi, trebuie să analizăm astăzi unde care e în conservare este instalația asta sau care e statul. Cred că da, nu se mai discută deloc despre ea și eu sincer astăzi spun că Baia Mare a greșit mult prin faptul că a interzis desfășurarea acelor activități în acel moment, pentru că astăzi eram într-o altă situație. Aveam niște terenuri care ar fi fost disponibile pentru ecologizare și să fie alocate pentru utilizare în folosul cetățenilor. Ori avem halde de steril care în permanență, atunci când avem o circulație mai intensă a curenților de aer, antrenează pulberile cu metale grele în atmosferă, și avem un iaz la Bozânta care încă nu este închis pentru că n-a ajuns la capacitatea pentru care a fost proiectat. Eu cred că trecutul nostru ca și zonă cu industrie minieră și de prelucrare a metalelor neferoase, nu putem să-l ignorăm. Avem un trecut și toate acele reminiscențe, ca și acele efecte pe care le-a generat și le trăim cu toții astăzi, nu putem să le eliminăm decât printr-o asumare în viitor a ceea ce avem de făcut. Aveți lucrurile astea în atenție, să zicem, noua administrație a județului sau parlamentarii PNL? Nu este atributul administrației județene acest subiect. Am discutat aceste lucruri la Conversmin puțin cu actualul director, cu Justin Talpoș, care este un maramureșan și care încearcă în perioada următoare să identifice soluții astfel încât zonele care sunt afectate de poluare să putem să identificăm resurse astfel încât să le reintroducem în circuitul civil după ce vor fi ecologizate. Păi, într-adevăr, ce spuneți dumneavoastră, soluția cea mai, din punct de vedere economic, cea mai simplă, e adevărat, cu riscuri, ar fi reprelucrarea. Riscuri avem oricum. E adevărat. Avem în fiecare zi un risc. Numai că nu ar merge, să spunem, instalația asta în situ, adică să meargă direct în apropierea halderului pe steril sau iazului de la Bozânta, dacă tu vorbiți de Bozânta, și acolo să opereze. Deci să o facă așa, semi-mobilă instalația, chit că înseamnă niște bani pentru relocare. Deci nu pot să vă dau un răspuns la subiectul acesta. Oricum, a oferi o soluție în acest sens, e nevoie de un studiu care să fie realizat de către specialiști, de oameni care să aldele alea din spatele se pricep la lucrurile unde sunt? În zona Bozânta, nu? Începe în Bozânta și se prelungește. Sunt două iazuri acolo. E iazul celor iazul de la și mai este Halda Mare și de mai este încă unul, da. Noi mai avem aici, între Baia Mare și Baia Sprie, o serie de terenuri care sunt afectate de tot felul de depozite de steril și așa mai departe. A fost un iaz. Ne uităm la zona Dragoș Vodă, unde cândva aveam Pirita. Ne uitam toți la acel deal, la acel munte de pirit acolo, care astăzi nu mai avem. E un teren pe care crește iarba, un teren drept, un teren pe care în câțiva ani o să putem să îi oferim o altă utilizare în zona respectivă. Da. Știu că a lansat colegul nostru de partid, Emil Boc, dacă nu mă înșel, nu? O idee, nu știu cât de fezabilă, cât de pragmatică poate fi ea, de înglobare, evident, cu acceptul respectivelor comunități, fie că sunt orășele sau comune, de alipire la, hai să spunem, la UAT-urilor din zona metropolitană de deci inclusiv aplicabil și pentru Baia Mare. Cum vedeți dumneavoastră? E un subiect interesant, dar aici trebuie să parcurge aceste etape în ordinea lor firească. Adică ce trebuie? Referendum? Trebuie discutat și cu conducătorii acelor unități administrative teritoriale și cu cetățenii acelor localități, pentru că sunt și avantaje și dezavantaje, dar dincolo de faptul că le înglobesc sau nu într-un singur UAT mai mare, funcționarea zonelor metropolitane atunci când există colaborare și există un parteneriat între edilii acelor unități administrative teritoriale este posibilă și astăzi. S-ar este posibilă, aici dar, la Baia Mare. Categoric, pentru că Baia Mare nu poate discuta despre dezvoltare economică atâta vreme cât nu colaborează cu Tăuții Măgherăuși, câtă vreme nu colaborează cu Baia Sprie, cu Dumbrăvița, cu Groș, cu Recea și așa mai departe. Păi, practic, cu excepția comunei Recea, ceilalți sunt primari PNL. S-ar putea face o încercare. Așa este. Mulți dintre ei au fost primari PNL și înainte, dar aici e nevoie de colaborare, e nevoie de o discuție cu toți acești oameni la o masă rotundă în care nimeni să nu încerce să fie deasupra celorlalți. Pentru că, sigur,
fiecare vrea mai mult pentru comunitatea pe care o reprezintă și din care provine. Însă trebuie să urmărim un interes general, pentru că, din punctul meu de vedere, atunci când Baia Mare prosperă, toate celelalte localități din jurul Băii Mari prosperă și ele. Și în același timp, faptul că Tăuți-Măgherăuș reușesc să atragă investiții în perioada următoare nu e un dezavantaj nici pentru Baia Mare. Trebuie să fim... Dumneavoastră a spus când Baia Mare prosperă, prosperă și celelalte. Dar paradigma asta s-a schimbat și cred că e invers acum. E oarecum invers, pentru că are potențial de a fi invers. Investițiile în Baia Mare au fost destul de scăzute din punct de vedere al investițiilor private în ultimii ani. Nu avem investitori mari care să fi venit și să încerce să se locheze în jurul Băii Mari pe zonele pretabile pentru susținerea unor astfel de investiții. Sigur, eu sper că acest lucru să se schimbe în perioada următoare și înființarea acelei companii Parcuri Industriale Maramureș de către Consiliul Județean să schimbe puțin această paradigmă. Vom vedea unde vor putea fi locate acele investiții. Dar, cum am spus, nu e important ca investiția să fie realizată în Baia Mare. Poate să fie și în jurul Băii Mari, dar într-un parteneriat cu aceste unități administrative teritoriale să dezvolți infrastructură care să permită susținerea celor activități economice în perioada următoare. De aceea, județul Maramureș, Partidul Național Liberal în speță, a inițiat aceste parteneriate și cu municipiul Sighetul Marmației și cu municipiul Baia Mare pentru realizarea variantelor ocolitoare a celor două municipii. Sunt investiții care în perioada următoare vor sta la baza adoptării unor decizii de a investi în Baia Mare și în Sighetul Marmației a unor investitori. Sigur că sunt investiții care nu se realizează peste noapte, nu le stabilim azi ca prioritate și mâine tăiem panglica la finalizarea lucrărilor. E nevoie de realizarea unor studii de fezabilitate, e nevoie de realizarea unor exproprieri pentru realizarea acelor investiții, e nevoie de organizarea unor licitații pentru realizarea studiului de fezabilitate, iar ulterior pentru proiectarea și execuția acestor lucrări, care înseamnă zeci de milioane de euro. Nu sunt bani puțini, sunt bani care pot fi obținuți din fonduri europene și sunt finanțări destinate în acest sens, iar parteneriatele care au fost încheiate între județul Maramureș, municipiul Baia Mare, municipiul Sighetul Marmației, respectiv cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere și cu Ministerul Transporturilor, sunt elemente care îmi dau optimismul necesar să spun că în 2024 le vom avea poate chiar finalizate aceste variante ocolitoare extrem de importante pentru dezvoltarea afacerilor la nivelul Băii Mari, în primul rând, o localitate pe care mă interesează, în primul rând, fiind președinte aici, la nivelul Băii Mari. A, și potențial candidat la, inclusiv la funcție de primar al orașului Baia Mare. Da, e posibil și acest lucru, e chiar foarte posibil, dar să lăsăm aceste lucruri pentru momentul în care se va pune problema de această manieră. Deocamdată sunt deputat în Parlamentul României, dar sunt preocupat de starea municipiului Baia Mare, de soarta băimărenilor. Vorbesc de studii de fezabilitate. Din păcate sau din fericire, până la urmă, inclusiv legislația europeană obligă statele membre, nu, să meargă pe anumite rețete, să spunem, comune pentru toate țările, nu? Într-un fel sau altul, în orice țară din Uniunea Europeană, în momentul în care se pune problema unei investiții de genul centura metropolitană sau un drum rapid, ai nevoie clar, adică lucrul ăsta era obligatoriu și dacă nu eram în Uniunea Europeană, nu, de a face un studiu de fezabilitate, de a face... Și acasă, când luăm o decizie de a investi, să achiziționăm o casă sau un teren și să facem niște analize premergătoare în care ne stabilim niște puncte tari, puncte slabe a ceea ce vrem să facem acolo, facem analize pe venituri, pe costuri. Asta e un element principal al Partidului Social Democrat de a vă ataca, să spunem, nu? Ei spun în felul următor: nebunia asta cu studiile de fezabilitate e o gogoriță tocmai pentru a putea mulge, să spunem, bugetul. Pentru drumul public rapid Baia Mare Voia, cel care a suscitat interes în fiecare campanie electorală din 2008 încoace, s-a făcut un studiu de fezabilitate la nivelul anului 2007-2008, care a fost predat Ministerului Transporturilor și CNAIR-ului, CNADR, cum era atunci. Acest studiu de fezabilitate nu a fost revizuit de nimeni niciodată în acești ultimi 14 ani. În acest moment, la nivelul Consiliului Județean Maramureș, se fac demersuri pentru pentru procedurile de licitație în vederea realizării unui studiu de fezabilitate actualizat, pentru că
toți acei indicatori tehnico-economici pe care am avut cuprinși în acel studiu nu mai sunt valabili astăzi. La ce vă referiți? Explicați-le oamenilor ce indicatorii tehnico-economici. Avem elementele de costuri. Iertați-mă, acum la avem costuri... elementele de costuri, avem elementele legate de traseul acelui drum. Maramureșul, Satu Mare din 2007 nu mai seamănă cu cel de astăzi. Sunt anumite zone în care au avut loc dezvoltări de activități economice, au avut loc extinderea... Vreți să spune că s-au schimbat condițiile... geografia locului, din punct de vedere a ceea ce înseamnă arealul locuit de către cetățeni, arealul în care au loc activități economice, și toate aceste lucruri trebuie luate în considerare pentru ceea ce urmează a se realiza ca și investiție. Plus, avem câteva probleme datorită faptului că în ultimii ani au apărut tot felul de situri naturale care împietează asupra realizării unei lucrări de investiții, și e important ca pe acel traseu care va fi propus în vederea executării lucrărilor să nu avem astfel de situri. Centura metropolitană? Nu doar de centură, vorbim și de drumul rapid. Și de drumul rapid, pentru că multe ne dăm, dar de ce durează un an de zile un studiu de fezabilitate? Am avut câteva discuții la CNAIR cu doamna director de acolo și cu colegul nostru Felician Cerneștean, care este consilier al doamnei director general. Și mi-a explicat că orice studiu de fezabilitate bine făcut durează cel puțin un an. Iar experiența lor de acolo spune că de câte ori un studiu de fezabilitate s-a făcut în grabă, problemele care au apărut pe parcursul execuției au generat întârzieri mult, mult mai mari și costuri. Costuri semnificative. Tot vorbiți de siturile astea și foarte bine că aveți oarecum aceeași poziție, așa cum o gândesc și eu până la urmă. E bine să ai grijă de faună, floră, de mediu, de ecologie, dar în momentul ăsta, în momentul în care mergi și aici, în apropiere de Baia Mare, riscul e extrem de mare de a te întâlni cu tot felul de ligioane de astea. Și nu oră de care urși și așa mai departe. La un moment dat trebuie tranșată problema asta. În Cavnic am înțeles că au apărut un urs. Vă spun eu pe surse, că nu pot să vi le dau oficial, foarte multe relocări de animale de astea, mai ales urși, se fac în Maramureș. Nu știu cât de corect e pentru cetățeni, măcar să-i anunț. Băi, fraților, vedeți că în zona Cernești, în zona nu știu care, au fost relocați nu știu câți urși. Așa, noaptea ca hoții vin și relocă tot felul de animale de astea în zonă. Bănuiesc că și dumneavoastră iubiți natura și eu iubesc natura. Însă trebuie trebuie să analizăm niște cifre. Noastră, aveți o fetiță ca și mine. Discutăm în România de între 5700 și 7000 de urși. Bun. În condițiile în care din acești... Când ați fost ultima oară cu fica noastră? O secundă. Undeva la munte? Aveți curaj să mergeți acum? Încă mai am, dar am spus încă. Sau aici pe Valea Usturoiului? Aveți curaj să mergeți cu fetița noastră? Da, e multă lume și deocamdată n-am văzut... Bun, și dacă nu e multă lume, ce faceți? Stați o secundă. Deci avem aproape 7000 de urși în România. Din acești 7000 de urși, 12.000, avem vreo 670 doar în județul Bistrița-Năsăud. Iar Spania cu Italia împreună au mai puțin de 700 de urși. Păi, ceva nu e regulat atunci. Avem o problemă majoră. Avem o problemă majoră și o spun încă o dată. Dacă nu se stă la masă și nu se pune punctul pe ei, inclusiv pe relația cu toate aceste ONG-uri care apără mediul și natura. Ele, săracele, n-au candidat. N-ați rați candidat și ați câștigat alegerile? Sau aveți coaliție care vă asigură procese, o majoritate? Cu Agent Green, cu nu știu mai cine, cu nu știu mai cine. Că sunt niște organizații non-guvernamentale finanțate de tot felul de oameni interesați. Mă bucur că la ultima ședință de guvern s-a adoptat și acea ordonanță de urgență legată de rezolvarea acestor probleme cu urși. Sigur, prima măsură este gonirea acestor ligioane. A doua este anihilarea lor, adormirea lor și relocarea, iar ultima soluție înseamnă inclusiv eutanasierea. Noi trebuie să aducem aceste populații de animale care nu mai au capacitatea de a se manifesta într-un mod prieten. Și nu e vorba de aici de a stabili că animalele sălbatice trebuie să fie prietenoase cu oamenii. Animalele sălbatice sunt sălbatice. Animalele sălbatice, în mod normal, atunci când sunt în efectivul corespunzător, evită așezările umane. În momentul în care populația devine mult prea mare, sursele de hrană rămân aceleași și nu mai ajung,
se apropie de așezările umane, iar hrănirea lor de către cetățeni îi va atrage, oferirea de hrană de către cetățeni va face în continuare ca aceasta să fie o opțiune pentru animale în a se hrăni, să intre în așezările umane. Și nu este normal. Nu este normal acest lucru. Probabil trebuie să avem efective de animale probabil sălbatice. Probabil va deranja pe cineva sau pe unii sau pe alții. Eu mă simt deranjat, vă spun sincer. Mă simt deranjat pentru că noi suntem, că am fost votați acolo să apărăm interesele cetățenilor. Iar interesul cetățenilor nu e acela de a dormi la scara blocului cu un urs pe preșul de la intrare. Nu, că și în Maramureș tot vorbim și administrația noastră și cea precedentă de turism. Acum, turismul ăsta, nu știu la ce vă referiți și dumneavoastră și cei de la PSD, nu cred că e vorba de un turism de ăla de aventură și de adrenalină, adică să mergi la schi și la un moment dat să te trezești cu un urs care te aleargă pe pârtia de schi. Poate fi și asta un tip de turism. La grădina zoologică, sigur că în Baia Mare nu avem astăzi grădină zoologică. Eu vă dau un exemplu. Eu am văzut niște imagini în zona Vișeu, erau dăpători unde se adunau 20, am văzut eu, numai dacă nu au mințit respectivii, că era din zona respectivă filmarea sau din altă parte, 20-30 de uși veneau la, li se dădea de mâncare. Normal că și animalul sălbatic preferă să își ia hrana cât mai simplu. Cât mai facil. 20-30 de uși, atenție, despre ce vorbim. Știu că nu prea place la un anumit segment, mă rog, al societății civile. Vrând nevrând, dai exemplu pe fostul frate de lagăr socialist, și aici mă refer de la Ungaria și prin persoana lui Victor Orban. A zis la un moment dat, domnule, pe lângă disputele astea cu LGBT-ul, cu statul de drept și așa mai departe, zicea el și zic eu că bine face, nu poți să faci tu politica Uniunii Europene cu ONG-uri. Categorie. Sunt oameni care sunt categorie. În Parlamentul European, sunt oameni aleși, fie în țările lor, fie în parlamentele sau în Parlamentul European, care ei trebuie să decidă până la urmă ceea ce se întâmplă într-un domeniu sau altul. Mie nu mi se pare normal că tot felul de deștepți de ăștia de pe la ONG-uri, care au interesul, că ei sunt finanțați de anumite entități cu mai mult sau mai puțin interese, inclusiv în crearea de în România de grădini zoologice la nivel de 20-30% din suprafața județului, pardon, țării. Aici factorul politic trebuie să decide lucrurile astea, nu niște cetățeni, mă rog, așa zisă societate civilă, deci, care sunt chestiuni care trebuie asumate. Că nimeni nici nu știe de unde sunt finanțate astea, ce interese stau în spatele acestor. Sunt chestiuni care trebuie asumate pentru că interesul major este cel al cetățenilor. Este vorba de siguranța fiecărui român. Viața omului primează până la urmă. Care până la urmă circulă pe meleagurile noastre, fiind în vizită, provenind din Germania, Italia, Spania. Și nu trebuie să fim noi România grădina zoologică a Europei până la urmă. Faceți o ofertă către țările europene să preia fiecare câte 1000 de urși. Poate că rezolvăm. Sau și mistreți până la urmă. Deci și cu mistreți. Pe acum problema pestei porcine a fost generată, asta spun ca punct de vedere al meu și numai din unor discuții avute cu unii și cu alții care se mai pricep la acest subiect, tocmai datorită faptului că populația porcilor mistreți a crescut necontrolat. De ce? Pentru că sunt așa zisele fonduri astea de vânătoare care au tot și interesul să ofere marfă vânătorilor. Asta se întâmplă. Nu, în urmă cu vreo 5 ani, 6 ani, am avut un porc mistreț care a murit pe Valea Usturoiului în cursul apei. A venit din pădure și a căzut acolo și a murit. Și era bolnav, nu? Păi bănuiesc că da, nu am făcut noi pentru că se pare că tot județul e plin de... în care activam eu nu avea autorizație pentru a desfășura astfel de activități de vânătoare. Au venit administratorul fondului cinegetic, l-a preluat și s-a ocupat de ceea ce era de făcut în continuare. Se pare că e plin de leșuri de mistreți în pădurile Maramureșului. E generalizată, să zicem, molima asta. A fost. Nu cred că mai a fost decimată. Unii spun că a fost decimată marea familie a mistreților. Da, pentru că astea sunt efectele pe care le generează natura atunci când îi încalce echilibrele pe care ea și le stabilește. Există vânat și vânători, inclusiv în rândurile lor, excluzând aici omul înarmat cu pușcă, care trebuie să-și urmeze ciclul lor de viață. Au un circuit al lor. Peștele mare îl mănâncă pe cel mic. Sunteți parlamentar. Până la urmă, lucrurile sunt simple. Ce primează aici
comunitățile umane sau alte interese primează? Primează agricultura și turismul sau primează un hobby al unei minorități, ultra-minorități? Umane trebuie să primeze. Trebuie să primeze pentru că suntem trimiși acolo în Parlament, fiecare dintre noi, de votul unor oameni. Nu ne-au trimis votul unui ONG sau vânătorii nu știu care. Sunt și acelea niște activități normale care trebuie și ele să se desfășoare în anumite condiții, dar dacă privim lucrurile sub aspectul unor echilibre macro, eu cred că avem capacitatea și avem posibilitatea să generăm beneficii pentru fiecare dintre aceste comunități. Fie comunitățile umane, fie comunitățile profesionale sau ocupaționale sau comunitățile cu un anume interes într-o anumită zonă de activitate. Cred că se poate găsi echilibru pentru toate acestea. Cred că asta de vorbă, inclusiv cu fermieri sau cu țărani, până la urmă. Oamenii sunt disperați, adică lucrează sunt foarte supărați și când se bucure de rodurile sau rodul muncilor, constată că jumătate din și nu mai merge recoltă varianta aceea e burta mistreților. Punem acolo în hold o cruce pe care punem niște paie și o pălărie ca să speriem vietățile. Nu ciorile, se mai sperie, eventual. Nici șorile nu se mai sperie. Am înțeles. Apropiindu-ne acum de oraș, iarăși a început o dezbatere și într-un fel e bine că e o efervescență, chiar dacă mare parte din ea, să zicem, e o dezbatere între diferitele grupări ale, știu, spectrului politic. Vin comentarii de la partide, de la simpatizanții partidelor respective, inclusiv cu hai să spunem așa, un fel de scandal pe tema creditului de 100 de milioane de lei, bine spun? Așa. Stabilit de către Consiliul sau votat de către Consiliul Local Baia Mare pentru anumite investiții pe care sau pentru cofinanțări. Cofinanțări și așa mai departe. Da. Eu aș vrea să începem aici puțin cu o mică istorie. Municipiul Baia Mare avea contractat un credit cu CEC Bank de 77 de milioane de lei, din care s-au utilizat circa 21 de milioane de lei pe proiecte de investiții aflate în derulare. Celelalte 55 de milioane de lei care nu au fost utilizate nu au mai putut fi prelungită valabilitatea acelui contract de creditare pentru că instituția bancară nu a dorit continuarea lui în acele condiții în care a fost încheiat inițial, ca atare n-au acceptat modificarea anexei la credit, respectiv modificarea unor sume alocate pe obiectivele de investiții care urmau a fi finanțate din creditul respectiv. Motiv pentru care s-a solicitat de către primarul municipiului Baia Mare contractarea unui nou credit de 100 de milioane de lei pentru finanțarea 15 obiective de investiții, care însumează 347 de milioane de lei, din care 100 să fie finanțate din credit. Sigur, nu avem noi o relație extraordinară cu primarul Cătălin Cherecheș, am fost adversari în toate campaniile electorale derulate la nivelul Băii Mari în ultimii ani. Dar noi în campania din 2020 am spus că vom pune umărul la dezvoltarea Maramureșului, vom pune umărul la dezvoltarea României, până la urmă, că a fost un slogan de campanie inclusiv pentru alegerile parlamentare. Și apreciem că trebuie să susținem toate acele investiții care pot să conducă la creșterea nivelului de trai, la creșterea confortului cetățenilor în fiecare unitate administrativ-teritorială și aceste obiective de investiții nu sunt pentru Cătălin Cherecheș, sunt pentru fiecare dintre cetățenii acestui municipiu. Pentru că și Partidul Național Liberal a spus că dorește un ștrand municipal adaptat la cerințele actuale pentru fiecare dintre noi și noi dorim ca salubrizarea să se desfășoare în Baia Mare în alte condiții decât cele cu care am fost obișnuiți până astăzi. Fiecare dintre noi dorim ca administrația publică să fie desfășurată într-un mod mai concentrat și mă refer aici la aducerea tuturor serviciilor publice la nivelul Pieței Revoluției în clădirea fostei centrale a minelor în Remin. Până la urmă, inițiativa de a toate astea sunt niște deja vuri, așa, adică am mai auzit de 7 ani, 8 ani, 10 ani. Categoric așa este. Și tocmai de aceea acel credit de 55 de milioane de lei care nu a fost utilizat era alocat și pentru o parte din aceste obiective de investiții, inclusiv achiziționarea centralei minelor sediu Remin.
o companie... Eventuala achiziție, nu? Că lucrurile astea se desfășoară în urma unei licitații, nu? Deci poate apărea o persoană fizică sau juridică. Dar atunci când apare licitația, dacă nu cuprinzi acea potențială achiziție în lista de investiții la începutul anului... Nu poți participa. Nu ai cum să participi, pentru că n-ai sursă de investiții. Te duci să licitezi pentru a achiziționa ce? Știm ce, dar cu ce nu avem. Motiv și atunci era necesară prinderea într-un... E necesar să fie cuprins acolo. Sunt circa 9 milioane de lei estimate pentru achiziție, din care 5 pe surse proprii, adică din bugetul local, iar 4 milioane din credit. Avem reabilitarea casei Pocol, un obiectiv până la urmă important și reprezentativ pentru municipiul Baia Mare, castelul Pocol de pe Valea Borcutului. Ori sunt lucruri pe care... Iluminatul public din zona centrului vechi sunt chestiuni care iarăși ne interesează pe toți. 20 ceva de milioane de lei pentru sistemul de colectare selectivă a deșeurilor, un sistem îngropat. Eu acum să nu spună mie cineva că noi vrem să aruncăm deșeurile așa cum se întâmplă la sectorul 1, să găsim din 10 în 10 metri pe stradă câte un morman de deșeuri. Da, dar aici trebuie făcută și o paranteză sau, în mod normal, trebuie o emisiune, cel puțin o emisiune pe fiecare. Doar pe acest subiect. Sunt foarte multe obiective care sunt importante. Eu cred că dacă vrem să dezvoltăm Baia Mare, trebuie să alocăm această șansă. Lucrurile astea le-ați dezbătut? Ați avut toate datele când le-ați dezbătut? Am impresia inclusiv în cadrul PNL Baia Mare. Da, le-am discutat. Aveați toate datele astea? Aproape toate datele. Acum, dacă vă spune că le-aș fi avut pe toate, v-aș înșela și nu obișnuiesc să fac acest lucru. Deci nu le-ați avut? Ați discutat? Le-am discutat punctual, pentru că, așa cum am spus, sunt 15 obiective de investiții. Complexul social, cultural, sportiv și de agrement. E vorba de strand. 147 de milioane de lei, din care 21 de milioane din credit. Așa zisul Aqua Park. Aqua Park. Nu e Aqua Park. Că... Aqua Park înseamnă altceva decât ce s-a discutat acolo. Platforme îngropate pentru colectarea selectivă a deșeurilor din Baia Mare. Asta 21 de milioane 400. Deci, sunt 200, la nivelul solului. 200 de centre de colectare a deșeurilor selective îngropate. E o platformă sub care se află centrele de colectare. Asta e o investiție relativ mare. 200 investiție mare. Deci, practic, tot ceea ce și avem... Și care e avantajul față de țarcurile astea de acum? Păi acolo nu poți să intre porumbei, acolo nu poți să intre câinii, acolo nu poți... Deci când te-ai dus, ai aruncat... Merge totul jos. Când se vine la colectare, sunt împinse cu niște instalații tehnologice sus, se golesc și coboară deci instalație iarăși. Pneumatică, nu exact. Probabil cu ele. Sunt lucruri care... Dar lucrurile astea nu să crească, să zicem, inclusiv prețul la... Oricum prețul în Baia Mare, că trebuie să spunem lucrurile astea. Domnul, ridicarea gunoiului în Baia Mare, știți, pe care fiecare cetățean îl plătește. Să pornim un picuț iarăși. Cum colectam deșeurile în Baia Mare? Aveam niște containere metalice care erau puse din loc în loc. Bun, s-a inventat asta cu țarcul. S-a făcut țarcul. A fost un pas înainte. Dar acum ați văzut că e dezastru cu ele. Asta aici am vrut să ajung. Cu toate acestea n-am depășit momentul. V-ați uitat în ultimul an cei de la Drusal. Asta este. Cum le colectează? Să mai spele și minunile alea, că put românește, miros urât, adică put, așa e în limba română. Sunt jegoase. Așa este. O mizerie în jurul lor. Și pe Bașca, noi plătim foarte mulți bani pe ridicarea gunoiului. Stăm bine la prețul. Deci cei de la Drusal pot fi fericiți. Așa e, dar avem o problemă astăzi legată de faptul că sistemul de management integrat a deșeurilor de la Fărcașa încă nu este funcțional. Bun, și se depozitează temporar acolo tot în curtea lor, mă rog. Nu le transportăm deșeurile la sute de kilometri, nu mai și cred că la Târgu Mureș. Le transportăm câteva sute de kilometri, ceea ce a crescut foarte mult prețul pentru salubrizare. Atât păi pentru asta salubrizarea înseamnă că e majorarea prețului la ridicarea gunoiului, cred că e iminentă, nu? Majorarea. Păi eu s-a majorat. Tare mi-e teamă. S-a majorat. S-a majorat acest tarif. S-a majorat la începutul acestui an. Și se va mai majora, probabil. Pentru că, iar tocmai de aceea s-a și aprobat la ultima ședință de Consiliu Local la nivelul Băii Mari, un subiect pe care l-am discutat și cu primarul Cătălin Chereche și cu Ionel Bogdan și cu colegii mei din biroul municipal, Centrul de Gestionare a Deșeurilor Inerente și Vegetale, 27 de milioane de lei, un obiectiv de investiții care urmează a fi implementat într-o perioadă de 36 de luni. Sigur că sunt investiții mari care nu pot fi, cum am spus, realizate în 3 luni de zile sau în 3 zile sau în 3 săptămâni. E nevoie de o perioadă de timp. Dar toate acestea vor concura până la urmă la reducerea costurilor pentru salubrizare, pentru că o bună parte din deșeurile care pot fi prelucrate, care pot fi
reutilizate ulterior în alte procese tehnologice, alte procese industriale, să fie colectate, să fie procesate și să avem costuri doar cu ceea ce înseamnă deșeurile menajere, fracția umedă, până la urmă, cea care nu poate fi reutilizată. Am înțeles. Să înțeleg că încet, încet ne luăm rămas bun de la fărcașa? Nu ne luăm rămas bun. Că ne dotăm cu tot felul de echipamente care să compenseze, să spunem. Nu ne luăm rămas bun de la fărcașa. Încercăm să eficientizăm activitatea de la fărcașa atunci când va fi dată spre utilizare. Sunt activități care, până la urmă, nu încurcă cu nimic, atâta vreme cât Baia Mare, chiar dacă din punct de vedere a populației înseamnă cam 20% din populația județului, din perspectiva deșeurilor furnizate, înseamnă mai mult de 40% din ceea ce se produce și se colectează la nivel județean. Și atunci trebuie găsite soluții, pentru că cele mai mari costuri, până la urmă, le susține Baia Mare din perspectiva aceasta. Adică, spuneți că vor scădea cheltuielile, chiar dacă va începe să funcționeze, categoric, pentru că toate gestionarea gunoiului de la Fărcașa. Categoric, pentru că o parte târziu, din... că de 15 ani tot auzim de Fărcașa și, mă rog, Fărcașa. Domnul Preda, e în fiecare zi care trece ne punem postura de a fi cam târziu, dar asta noi nu luăm înseamnă... așa, pe ultima sută dar de metri. Dar asta nu înseamnă toate... că dacă e târziu trebuie să ne resemnăm și să nu facem nimic, ci dimpotrivă. Eu mă bucur că în sfârșit s-a făcut ceva pentru a veni în întâmpinarea acestor provocări. Discutăm despre prelungirea două străzi, Luminișului și Horia, care trebuie să ajungă undeva să poată să facă conexiune către viitoarea șosea de centură. E un lucru rău? Eu cred că e bun. Baia Mare are nevoie de infrastructură. Discutăm despre reabilitarea școlii gimnaziale Lucian Blaga și a Colegiului Național Gheorghe Șincai. Nu avem nevoie să ne reabilităm unitățile de învățământ din Baia Mare? Sigur, se va spune că ar trebui și altele. Eu spun că toată Baia Mare trebuie să intre într-un proces investițional de reabilitare și așa mai departe. Însă trebuie să stabilim niște priorități, pentru că nu avem un buget care să permită acest lucru. Iar Casa Pocol, complexul hotelier Mineru, centrala minelor, cum am spus, Ediu Remin, hotelul Maramureș, reabilitarea blocului de locuințe de pe strada Melodiei, modernizarea sistemului de iluminat public din centrul vechi, sunt obiective de care avem nevoie. Mai avem nevoie și de altele categorii. Iar această 100 de milioane va veni să cofinanțeze ceea ce se va putea obține pentru realizarea acestor investiții din fonduri europene sau de la bugetul local, acolo unde nu va exista o finanțare din alte resurse. Iar drumul e puțin mai lung. Urmează să intre acest credit într-o analiză la Comisia de avizare a împrumuturilor locale. Ulterior se va realiza o negociere cu instituțiile bancare care își vor manifesta interesul pentru a aloca un astfel de credit către municipiul Baia Mare și ulterior acest credit va fi consemnat într-un contract parafat de către cele două entități, municipiul și instituția bancară respectivă. Iar dacă vor interveni modificări, acestea nu se pot face decât cu avizul și acordul Consiliului Local. Faptul că, așa cum s-a spus în media publică, noi ne cumpărăm cârnați acum când Baia Mare are alte nevoi, eu nu cred că sunt exact acele nevoi de care Baia Mare are, pe care Baia Mare le are și autoritatea publică locală este chemată să găsească soluții și să aloce resurse pentru a fi acoperite. Deci, cu alte cuvinte, criticii, să spunem, acestui credit nu sunt investiții, spun că nu sunt investiții de care are nevoie în perioada asta grea, să spunem. Mai sunt și alte investiții de care Baia Mare va avea nevoie în perioada următoare. Eu, dacă mă întrebați pe mine, dacă aș fi fost primar astăzi, cred că aș fi contractat un credit mult mai mare, pentru că numai departe Cluj-Napoca a încheiat un contract de finanțare de 300 de milioane de lei cu puțin vreme în urmă, tocmai pentru a-și asigura cofinanțarea sau finanțarea unor investiții pentru asigurarea creșterii nivelului de trai în Baia Mare, a nivelului de confort a cetățenilor și așa mai departe. Nici o dezvoltare publică nu poate fi realizată fără împrumuturi. Așa cum nici noi acasă, atunci când vrem să ne creștem gradul de confort pentru locul în care trăim, pentru locuința noastră, sunt puțini cei care reușesc din resursele pe care le au în conturile bancare. 98% luăm un credit. Vorbeați acolo de ștrand. E vorba de vechiul ștrand, nu? Vechiul ștrand, da. Pe amplasamentul vechi? Da. Da, e un proiect de hotărâre prin care au fost aprobate detaliile tehnice pentru obținerea autorizației de construire în august 2019. Acolo, zona aia e destul de mică să se preteze la un, așa zis, acoapark. Acolo, eventual, un ștrand, să zicem, cum era cel dinainte, un pic... Suntem Baia Mare.
nu suntem Oradea cu 200.000 de locuitori, nu suntem Cluj-Napoca cu 300.000 de locuitori, iar dacă la un moment dat potențialul nostru de dezvoltare turistică și economică va permite acest lucru, putem să facem și altceva. Am înțeles. Și care credeți că e cea mai, să zicem, cea mai cel mai dur sau dură motivație din partea contestatarilor din Consiliul Local? Și aici mă refer la USR. Acum, mă rog, nu vreau să intru în comentarii foarte multe legate de colegii noștri de la USR, dar eu sunt obișnuit cu criticile lor vehemente și continue, pentru că e modul lor de manifestare pe care l-au și în Parlamentul României. Au făcut același lucru și când i-am chemat la guvernare în 2019, au preferat să stea deoparte și au dat seama într-un târziu că nu poți să critici la infinit fără să participi la luarea unor decizii și la punerea lor în operă. Au avut niște probleme și la nivelul Ministerului Sănătății până s-au adaptat puțin. Mai au probleme și la nivelul Ministerului Economiei și al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în care lucrurile trenează de foarte multă vreme și avem o altă viteză de lucru decât cea cu care eram obișnuiți atunci când ministrul era Marcel Boloș. Un om care știa să facă lucrurile temeinic și cu multă, multă aplicabilitate. Eu cred că și la nivelul Băimar vor înțelege că opoziția trebuie să o aibă față de acele derapaje ale primarului Cătălin Cherecheș, nu pe ceea ce înseamnă interesele cetățenilor municipiului Baia Mare. Pentru că, dacă întrebăm băimărenii, mai mult de jumătate își doresc să aibă un aquapark. Mai mult de jumătate își doresc să aibă acces la serviciile autorității publice locale, fără să se plimbe la serviciul public ambient urban pe strada acolo către ieșirea, pe strada motorului la ieșirea din Baia Mare, să nu umbli la direcția de venituri în centru vechi și să te întorci la sediul primăriei pe strada Gheorghe Șincai. Cred că toți ne dorim și ca această piață a Revoluției să aibă un alt impact și un alt aspect în perioada următoare prin achiziționarea acelui sediu administrativ. Cu toții ne dorim să avem infrastructură sportivă la Liceul 2, acolo unde de ani de zile se discută despre infrastructură pentru echipele de junior, tineret și echipele școlare și încă nu avem. Că mai sunt și multe, multe alte lucruri de care Baia Mare are nevoie, e perfect adevărat. Dar haideți să fim așezați, să stăm cu toții pe scaun și să ne stabilim, pentru că, o repet, creditul acesta nu a fost aprobat pentru Cătălin Cherecheș. Acest credit este pentru cetățenii municipiului Baia Mare să putem să avem infrastructură așa cum sunt și până la urmă atributele acestei autorități publice locale pe ceea ce înseamnă furnizarea de servicii în măsură să asigure beneficii pentru cetățenii acestui oraș. Da, sunt multe de discutat, inclusiv cu bazele astea sportive care sunt doar așa pentru o ultra-minoritate. Toate sălile de sport, toate terenurile de sport din rețeaua de școli din județ, până la urmă, și din Baia Mare, toate sunt închise. Mă întreb unde merg copiii ăștia care sunt acum în vacanță. Da, am văzut și eu că există o anumită opacitate în a permite accesul doritorilor de copii ăștia care sunt în... E un subiect care merită dezbatere și cred că am putea să-l luăm în analiză de obiective, următoare. Totuși, și pentru omul de rând, să aibă loc unde să meargă, să facă un pic de mișcare. Știți ce se întâmplă, domnul Preda? Eu am observat că sunt foarte multe cluburi sportive care au prioritate în a rezerva aceste săli de sport, fac aceste rezervări, dar nu le folosesc, nu le utilizează. Păi nu, la un moment dat trebuie o discuție sinceră vis-a-vis de utilitatea multora dintre aceste cluburi. Aici va trebui o discuție între autoritatea locală, cluburile sportive și unitățile școlare. Chiar dacă nu sunt plătite din bani publici, dar sunt suportate. Deci ai o rezervare pe care nu o utilizezi, sala aceea stă goală. Ori nu pot să spun că datorită faptului că cineva joacă tenis sau nu joacă tenis, joacă handbal sau nu joacă handbal, joacă fotbal sau nu joacă fotbal în sala respectivă, degradarea va fi mai accentuată sau nu. Eu cred că e important ca să asigurăm în perioada următoare accesul tuturor doritorilor de a face mișcare în aceste săli de sport, pentru că o minte sănătoasă o avem într-un corp sănătos, iar un corp sănătos înseamnă și mișcare, în primul rând. Ați fost în parcurile din București, ați văzut că multe sunt dotate, inclusiv cu echipamente sportive. Nu erau foarte, foarte utilizate atunci când am fost eu acolo, dar având în vedere faptul că nu intru de 3 ori pe zi într-un parc în București, ajung în zonele respective. Bine, ați prins și pandemia, nici nu pot să emit pretenția că știu exact care este gradul lor de utilizare. Însă dacă ofer condiții, ai creat cadrul prin care să
fie premisele create ca cetățenii să se manifeste într-un mod care să concure până la urmă la o creștere a gradului de sănătate publică a tuturor la nivelul acestei comunități. Și mișcarea e importantă pentru a avea o sănătate la un nivel ridicat în aceste municipii. Înțeles. Dacă toți sunteți foarte atent la ce se întâmplă în Baia Mare, credeți că e oportun să se organizeze în condițiile astea în care se pare valul ăsta 4 indian e iminent, deja au apărut, se dublează de la o zi la alta aproape numărul de infectări în România. E oportun să se organizeze, știu, o sărbătoare a Băii Mari? Nu cred că este cazul să ne gândim acum la așa ceva. Eu aș merge în pași mai mici spre o astfel de manifestare, pentru că am observat ce a însemnat în momentul în care încă nu aveam ridicate restricțiile organizarea acelui eveniment automobilistic în Baia Mare, când în centru vechi erau mii de oameni, dintre care doar câteva zeci mai purtau masca de protecție, deși eram umăr la umăr pe acolo. Eu cred că trebuie să fim în continuare precauți în modul în care ne manifestăm în spațiu public, în toate acele aglomerări în care sunt foarte mulți oameni, și trebuie să fim atenți cu ceea ce se întâmplă în jurul nostru, pentru că încă n-am depășit această pandemie. Urmează acest val 4, din păcate, vom vedea exact care vor fi efectele, încă avem informații nu suficient de clare pe ceea ce înseamnă gradul de transmitere, și e important ca toți cei care în perioada următoare putem să ne vaccinăm, pentru că nu am făcut-o, să uzăm de această posibilitate, pentru că ne oferă câteva șanse în plus față de ceilalți care nu s-au vaccinat. Am înțeles. Pare rău că n-am dezvoltat un subiect foarte important din punctul meu de vedere. Văd că doar Horeca e... Am înțeles că s-a aprobat acum un program de ăsta de... Schema de ajutor de stat, nu știu, 20% din diferența dintre cifra de afaceri din 2020 și cea din... Dar lucrurile astea de ce nu le generalizați și la întreprinderi productive? Asta e întrebarea. Știți cum e? Că acum trebuie să intervii acolo unde efectele au fost critice. Fiecare dintre noi am fost afectați de această criză, pentru că dacă nu am fi fost afectați de această criză, n-ar fi avut astăzi discuții în zona publică. Dar trebuie întrebat și pe aia, domnule, cu cât ți-a scăzut în 2020 cifra de afaceri față de 2019? Hai să compensăm. Adică eu înțeleg că există mulți oameni de afaceri, oameni politici, mai mult sau mai puțin în coaliția asta, care au hoteluri, cafenele, crâșme, dar trebuie să ne gândim până la urmă și la cei care, cum să vă spun eu, se bat să reducă deficitul ăsta de concurent, nu? Care mai fac și exporturi, care mai fac și producție. Știți cum e? E foarte important și sistemul ăsta sau Horeca. E foarte important. Cel care îți dă de mâncare, nu? E la nu atât de important, categoric. E o distanță mare cu sistemul, să zicem, sanitar. Dar au grijă de oameni și ăștia din Horeca. Dar să nu te uiți și la cei care sunt în producție, să-i întreb cu cât v-au scăzut afacerile în perioada asta. Hai să vă dăm și vouă 2 lei. E greu de interveni pe toate aceste zone. Trebuie să recunosc acest lucru, și nici bugetul, inclusiv cel completat de împrumuturile fantastice, cum spune PSD, pe care le guvernul PNL le generează în fiecare zi, nu ne permit acest lucru. Trebuie să fim acum aici cu toții serioși. Până la urmă, cel mai important lucru este să încercăm în perioada următoare să asigurăm un cadru legislativ care să le permită celor care lucrează în industria productivă să se dezvolte în continuare, să asigurăm un cadru în care să le permită să se manifeste într-un mediu concurențial pe piețele globale, pentru că vedeți dumneavoastră, ne revenim încet încet din punct de vedere economic, însă foarte multe dintre aceste beneficii sunt înghițite până la urmă de creșterile de prețuri care au fost generate de creșterea prețului materiilor prime pe creșterea piețele globale. Creșterea economică, tare mi-e teamă că în mare parte este datorată de inflație până la urmă. Nu doar inflație. Sigur, ținta de inflație va fi depășită la nivelul acestui an. De la cât preconizați? 6%? Nu vom ajunge la 6%. Se vor scumpi toate în domeniul ăsta, tot ce înseamnă dotarea unei case, unei clădiri. Haideți să vedem, pentru că avem în acest moment o creștere excesivă de prețuri, dar cred că aceste creșteri de prețuri... Urmează cele la energie. Nu știu din ce o să ne putem plăti gazul și curentul. Aceste creșteri de prețuri la materiale încet încet se vor atenua, pentru că
Dacă vom avea un val 4 care nu va genera aceleași efecte din punct de vedere al lockdown-ului economic la nivel mondial, aceste prețuri se vor așeza la un moment dat. Se vor așeza pentru că vor începe să producă și alte companii și fiecare pentru a-și recâștiga poziția lor pe piață vor livra la un preț mai mic decât ceilalți concurenți. Și atunci în momentul în care jocul concurențial își va face simțită prezența pe piață, prețurile vor ajunge acolo unde se vor acoperi costurile și se va asigura o marjă de profit rezonabil. Atâta vreme cât doar eu livrez pe piață și livrez doar 30% din ceea ce are nevoie piața, pot să mă joc cu prețul. O să cresc prețurile cu 30%, cu 40%, cu 50%, până în momentul în care acel 100% care înseamnă piața va fi acoperit de furnizori care pot să ofere 140% din ce are nevoie piața. Și atunci lucrurile se vor așeza. Eu cred că jocul pieței e unul care nu va avea o... Nu se va face simțit în această manieră foarte, foarte multă vreme. Se vor așeza lucrurile. Domnul Botan, încă o dată spun, și Horeca face parte din ce se numește economia României. Gândiți-vă și la oamenii de afaceri și la firmele care sunt firme industriale din industria noastră și alea, într-un fel sau altul, trebuie ajutate tot atât de mult ca și Horeca. Încă o dată spun, acum nu fac eu neapărat un top al importanței. Am avut o discuție cu un mare întreprinzător privat de aici, din România. Știți ce mi s-a spus? Dacă n-ați voie, știți ce mi-a spus? Dați-ne infrastructură, de restul ne ocupăm noi. Dați-ne posibilitatea să ne aprovizionăm cu materii prime la timp, dați-ne posibilitatea să livrăm la timp ceea ce producem și de restul ne ocupăm noi. Asta spun cei mari, probabil un UAC sau mai știu eu care. Dar ăștia mici ai noștri trebuie ajutați. Că și ei au trecut prin momente grele în perioada asta. Și lor le-a scăzut cifra de afaceri. Cum am spus, nu numai și contabili, și avocații, Horeca, și notarii, și producătorii de cabluri, și producătorii de materiale de izolare, fonică, termică și așa mai departe, și producătorii de componente. Știți cum e? Un avocat, iertați-mă, un avocat bun, cred că a pus ceva bani deoparte încât să poată să treacă pe de 3-4 luni. Și oricum au luat... Toți au fost afectați. Domnul Botan, avocații au primit... Nu vreau să spun asta ca să le plângem de milă sub nicio formă. Avocații au primit pe lună aproape 1000 de euro în perioada de stare de urgență. Asta trebuie spus. Cei care n-au desfășurat activități. Păi, majoritatea n-au. Sau cei care au aplicat, au luat 1000 de euro. Eu zic că noi trebuie să ne gândim la a face economia României cât mai funcțională și cât mai performantă. Vă spun eu cât e de funcțională. Știți, știți ce se întâmplă? Să încercăm că atunci când avem parte de o creștere a produsului intern brut, o creștere economică, să nu se adâncească de fiecare dată și deficitul balanței comerciale. Pentru că aici este marea problemă pe care o avem. Faptul că să vă redau în momentul în care crește consumul, cresc foarte mult achizițiile din exterior. Păi că nu producem nimic în țară, așa domnul este. Bota. Așa este. Am stat de vorbă acum două zile. Să nu spuneți o noutate și nu spuneți ceva ce nu știu. Acum două zile am stat de vorbă cu un prieten care are o firmă de confecții metalice și l-am întrebat, spune băi, exact câte din produsele pe care le folosești tu în confecțiile astea metalice sunt produse în România? A stat omul așa și a zis parte din șuruburi din Siget și rest tabla din Turcia, electrodul sau sârma sau cum se numește aia de sudură din Zagreb, Croația sau de unde e Zagrebul, Germania șurube, tablă mai specială din Austria. Și am zis, domnule, dar noi nu mai avem tablă. Vezi-ți de treabă. Ultima dată când am luat tablă de Galație, cred că din ceva rămășițe, acum vreun an. Da, da, așa este. Deci cam așa arată economia României. Au loc și sunt și efecte benefice în urma crizei. Am fost într-o vizită la una dintre investițiile mari private din Maramureș și am avut surpriza că atunci când au fost prezentate echipamentele care sunt aplasate acolo, să constat că sunt echipamente produse în Oradea, sunt echipamente produse în Brașov și așa mai departe în România. Mă bucur asta să... Asta sunt, din păcate, excepții, da? Sunt excepții, dar întotdeauna trebuie să începem de undeva. Da, apropo, data viitoare, să-mi promiteți, poate știți noastră mai bine pentru ce s-au luat miliardele. Câte miliarde am luat într-un an și ceva? Vreo 30, 40, 50 de miliarde? Da, o să fac o analiză din perspectiva asta. Ar fi foarte interesant, că toată lumea se întreabă, unde, domnule, unde sunt banii ăștia?
Avem o dată, trebuie să finanțăm împrumuturile scadente. Bun, dar știți cum e? E refinanțarea datoriei publice. E adevărat ce spuneți, dar a crescut și datoria publică a României, că dacă plătea niște datorii, scădeau alea. Nu, rămâneam constant. A și crescut. Categoric, da. Dar trebuie să vă uitați, municipiul Baia Mare a avut anul trecut o execuție bugetară de 60%. Au existat costuri la nivelul Băiei Mari de 25 de milioane de lei pe ceea ce înseamnă intervențiile COVID. Dar bun, dar când, echipamente, e exact ca acasă, sanitare, când îți cade bugetul, încasările sau salariile devin mai mici și intrările în casă sunt mai mici, nu te-a pus să-ți cumperi, să-ți pui Netflix și să-ți cumperi ultima plasmă. Nu, categoric. Atunci ți-ai elementar, mâncare, curent și așa mai departe. Nu trebuie să discutăm despre sărbătorile toamnei băimărene, iarna băimăreană și așa mai dar departe. Dar nu, aia nu, că am înțeles că teoretic cheltuielile se acoperă, nu, din încasări. Problema e din punct de vedere sanitar, dacă se justifică sau oportun sau nu se organizeze așa ceva. Asta era întrebarea. Păi asta adică oamenii care își vor trimite copiii în piață pot să meargă... Generator altor costuri, costuri care nu o să le vezi pe bugetul local, dar o să le vezi prin faptul că anumite activități economice nu se vor mai putea derula, pentru că un procesator de carne, în momentul în care va avea 10 angajați bolnavi cu COVID, își va bloca cu siguranță activitatea. Și va apela din nou la ajutor de stat, exact, și așa mai departe. Deci efectele, dacă nu se văd aici, se văd în oala mare și le avem cu toții de suportat. Mulțumesc tare mult, Călin Bota, președinte PNL Maramureș. Încă o dată PNL Baia Mare, domnule Predan. Iertați-mă, Baia Mare, Ionel Bogdan l-a reales la președinția PNL Maramureș. Să nu uitați că și cei care sunt în producție, firmele mici românești mai ales, și ele trebuie ajutate, așa cum ajutați și cafenelele și crâșmele și bodegile și alte minuni de genul ăsta. Și alea sunt importante, dar zic eu că cel puțin la fel de importante sunt și firmele astea de producție, care în general, să mă ierte bunul Dumnezeu, îi dau salarii mai mari decât cei din Horeca. Deci ăștia trebuie ajutați, iertați-mă, sunt oameni care merită să fie ajutați din punctul ăsta de vedere, mai cu seamă că dau și salarii mult mai mari decât, adică mult mai mari, mai mari decât cei din Horeca. Încă o dată spun, și ei sunt foarte importanți, mă rog, dar la fel de importanți sunt și cei din producție. Mulțumesc tare mult, le mulțumesc și telespectatorilor, numai bine, rămâneți în continuare alături de noi pe Maramureș TV.